acum sunt schizinabil. În următoarele zile se anunță ger, mai ales pe timpul nopții. Meteorologii spun că mercurul din termometre va scădea până la minus 10 grade ziua și minus 24 de grade după lăsarea serii în unele zone ale Olteniei, astfel că nici în Mehedinți tabloul de iarnă nu va arăta prea bine. Maximele termice din cursul zilelor se vor încadra în general între minus 15 și minus 8 grade, iar minimele termice din cursul nopților între minus 23 și minus 16 grade, chiar mai scăzute în unele nopți, spre minus 28, minus 29 de grade. Noaptea și dimineața, mai ales în zonele joase, va fi prezentă ceața asociată cu depunere de ghiciură. În toate colțurile județului, autoritățile au primit avertizările. Școlile sunt pregătite cu lemne, iar comandamentele de iarnă sunt activate și s-au luat măsuri pentru a preveni problemele. Toată lumea este pregătită și pentru ger. Așa că nu avem la ora asta nicio problemă în ceea ce privește atât stratul de zăpadă, cât și temperaturile foarte scăzute. La fel se întâmplă și în localitățile din partea de sud a județului, acolo unde stratul de zăpadă este cel mai mare. Avem cea mai mare zăpadă, cred că, din Mehedinți. A fost cam greu, pentru că este un drum care duce limita cu Dolj, unde numai două, trei lame au venit noaptea ca să ne trimitem acest drum. Am reușit, am avut doi morți în Gemeș și în Dervari, dar cu ajutorul Consiliului Județean Mehedinți am reușit și am pus tractor personal al nostru cu plug pe toate ulițele Gemelului și Dervarului. Potrivit meteorologilor, gerul se va instala în zona județului Mehedinți din această noapte până pe data de 31 ianuarie, dar temperaturile scăzute se vor menține și după acest interval.